Salut! În această perioadă ploaia s-a oprit și urmează 5-6 zile cu călduri destul de importante, valoric. Sunt anunțate 22 până la 25 de grade. Așa că umiditatea crescută și temperatura ridicată sunt factori favorizanți pentru dezvoltarea tuturor bolilor și proliferarea dăunătorilor. Așa că este indicat ca în această perioadă să facem următorul tratament pentru pomi și arbuști. Tratamentul numărul 4 îl voi face astăzi cu un fungicid Score, care este foarte bun și are o gamă largă de acțiune asupra multor fungi și ciuperci, și cu Carapezeon, un insecticid tot la fel foarte eficient. Așa că am pregătit pompa, am pus dozele în 10 litri de apă, urmează să îi aplicăm, să aplicăm tratamentul direct la pomi și la arbuști. Haideți în grădină să facem această operațiune. În urma tratamentului cu Score și Carapezeon, avem niște pomișori foarte sănătoși. Nu există nicio urmă de atac de monilioză sau atac de afide. Așa că folosiți cu încredere această combinație între un fungicid și un insecticid, Score și Carapezeon. Tot astăzi voi stropi și vița de vie împotriva manei, pentru că alternanța căldură-umiditate este un factor favorizant pentru dezvoltarea manei. Vița se află în faza de preînflorire, este ultima stropire, și după care urmează înflorirea, perioada în care nu vom face niciun fel de tratament.